Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească. Există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta și recomanda o carte, ne vom întâlni cu invitați de excepție și la rubrica Bizaria vei afla din tainele scriitorilor, artiștilor, precum și despre viețile și iubirile lor tumultoase. Sunt Natasha Alina Culea și îți spun bun venit la Book Media! Dragii mei, astăzi o să vă prezint o nouă carte, o carte apărută la editura Litera, scrisă de Jay Shetty și se numește Gândește ca un călugăr. Dacă iubești cărțile de self-help, dezvoltare personală, introspecție, atunci această carte este pentru tine. Jay Shetty este un scriitor britanic de origine indiană, iar cartea l-a făcut celebru. Astfel a ajuns să fie în mai toate emisiunile importante din Statele Unite, iar podcasturile lui cu celebrități au cucerit milioane de oameni. Părinții lui se așteptau ca el să fie medic, avocat sau ratat, iar el a ales să fie călugăr, ceea ce cumva în ochii celorlalți putea să fie mai degrabă apropiat de ratat. Mi se pare un act de foarte mare curaj să definești pentru tine ce înseamnă fericirea și ce înseamnă succesul. Cartea Gândește ca un călugăr ne invită așadar la introspecție și Jay Shetty ne convinge că ideile lui au aplicabilitate chiar și în viața noastră, în secolul vitezei, așa cum este ea. Ne spune că nu trebuie să trăiești ca un călugăr, ci să gândești ca un călugăr, mai exact să devii un observator conștient al vieții tale. Autorul subliniază ideea că detașarea nu înseamnă că tu nu deții nimic, ci că nimic nu te deține pe tine. Jay Shetty ne învață să ne detașăm de ideile de grup, de gândirea de grup și de negativitate, dar mă gândesc că totuși, invitându-ne să aderăm la ideile lui, ne regrupăm în jurul ideilor lui, deci doar schimbăm ideile, ceea ce mi s-a părut o idee foarte interesantă. Vă recomand această carte din prisma unui om care crede că adevăratul succes este fericirea. Dragii mei, avem alături de noi o actriță celebră și o încântare totodată, o prezență fermecătoare. Bine ai venit, Monica Davidescu, la Book Media. Îți mulțumesc tare mult pentru invitație, îi salut pe toți spectatorii tăi. Îți mărturisesc că mi-a plăcut foarte tare introducerea în această emisiune pe care ai făcut-o și m-am gândit pentru o secundă că ora 17 duminică nu este o oră potrivită pentru mine, cu toate că ar fi o emisiune la care m-aș uita cu drag, pentru că la ora 17, în general, duminica sunt la teatru așteptând să intru în scenă sau pregătindu-mă pentru a intra în scenă la ora 7, 7 și jumătate. Deci mi-e greu să urmăresc, așa că o să te rog, așa, o să facem o prietenie și o să-mi trimiți din când în când link-uri cu emisiunile tale. Mai ales că ai prezentat o carte interesantă și eu îl urmăresc în TikTok-uri, în podcast-uri și pe unde nimeresc și chiar îi arăt fetiței mele mai multe dintre învățăturile lui pentru că sunt foarte interesante. Ce mică e lumea și uite, da, am primit cel mai frumos compliment de anul acesta. Monica, în afara faptului că sunt foarte încântată că ești la Book Media, ești o prezență foarte jovială, foarte deschisă. Mă gândesc că de data aceasta aparența, fizicul se potrivește foarte bine cu o personalitate foarte de drăguță. Și fiind în lumea copiilor, o să abordăm puțin și subiectul cărți de copii și dacă tot vorbim despre un fel de regresie emoțională, ce profesori te-au impactat așa de-a lungul vieții? A, o luăm de la zero. O să stăm mai mult astăzi de vorbă în cazul ăsta. Să știi că o să-ți răspund pe scurt, o să încerc să mă limitez cât mai mult. Au fost, cred că, trei profesori sau chiar patru foarte importanți pe parcursul întregului traseu în școală. O să-i adaug apoi și pe cei de la facultate. A fost învățătorul care mi-a pus prima dată creionul în mână și a însemnat foarte mult pentru mine. Învățătorul e, de altfel, este profesorul care nu se uită. Apoi a fost diriginta mea, care a avut la o oră de dirigenție, cred că prin clasa a 5-a eram, ne-a arătat o bucată de realitate, de ce se poate întâmpla dacă noi nu ne aplecăm asupra noastră și dacă nu învățăm pentru noi.
Că dacă învăț ca să iau o notă mare să-l mulțumesc pe mama sau pe tata, nu va fi în folosul nostru. Iar dacă nu învățăm, o să ajungem niște oameni care nu se pot realiza în viață. Ori acea palmă, acea lecție pe care mi-a dat-o doamna diriginta Melinceanu a fost foarte importantă și cu toate că eram un copil silitor, luam întotdeauna premii, așa, aveam senzația că încă nu știu tot și că trebuie să mai... Și cu cât mai citeam în plus, cu cât mai aflam câte ceva, tot aveam senzația că nu știu, că nu știu, că nu știu. Apoi m-a impactat foarte puternic profesorul de la liceu, este vorba despre profesorul de literatură și limba română, care era foarte pedant așa și n-avea nicio treabă. Dacă asculți ceea ce spune, bine, dacă nu este treaba ta, că nu vrei să înveți. Și la mine a fost așa o chestie, domnule, a fost o luptă cu mine însă, cum să fac eu să spun lecția mai frumos decât o spune el. Să învăț mai bine decât el, să aduc niște citate noi. Deci ești competitivă. Atunci, da, competitivă. Și atunci am intrat într-o competiție cu mine însă, pentru că eu nu i-am spus profesorului vreodată, domnule, vreau să fiu mai bună decât tine. Mult mai târziu, când a aflat și el acest lucru, l-am spus eu în interviuri. Ceea ce m-a făcut cumva să-mi doresc să repet, să îmi găsesc singură ideile după ceea ce scriam în carte, să le pun altfel în pagină, în așa fel încât să spun aceeași idee cu alte vorbe, ca eu să știu lecția. Că asta era ideea, nu să spun fiecare cuvânt cu cuvânt cum a dictat profesorul, ci să știu ideile principale și să le pun altfel în cuvinte. Și cred că chestia asta m-a îndemnat și spre teatru. Am mai avut înainte în școala generală un profesor, profesoara de fizică, pentru că inițial eu voiam să mă fac fizician sau chimist. Ea ne preda fizică și chimie și eram atât de încântată de stilul ei de a preda și, și înțelegeam atât de bine încât aveam senzația că e inuman ca toți ceilalți să nu știe chimie și fizică. Adică mi se părea, domnule, parcă noi vorbim o limbă pe care ceilalți nu o vorbesc. Dar evident m-a atras mult mai mult partea asta literară și vrei nu vrei, în liceu mi-am format clar opțiunea și apoi am dat la teatru și cred că o amprentă foarte puternică a pus asupra mea profesorul meu de teatru, Grigore Gonța, regizorul Grigore Gonța, care m-a făcut și pe mine și pe toți cei pe care i-a păstorit, oameni, actori care au ieșit și sunt foarte bine văzuți acum. Avea o vorbă, un actor trebuie să fie tot timpul prezent și pregătit. Și atunci tu trebuie să faci toată treaba asta, toată munca asta acasă, ca atunci când ai ajuns aici și ți se cere ceva, să poți să faci. Să știi că nu reușesc să te văd în impostața de chimistă, chiar stăteam să-mi fac niște imagini mentale, dar nu reușeam deloc să Stai puțin, că s-a transferat puțin. Nepoata mea, fetița surorii mai mici, este acum anul 2 la farmacie și e înnebunită să stea în laborator. E adevărat că eu am uitat aproape toate noțiunile de chimie, pentru că evident nu le-am mai folosit. Dar uite că undeva în familie tot s-a dus. Da, ceva se păstrează ăsta. Pentru că ai o structură foarte coerentă. Da, cred. Uite, eu am prezentat o carte de dezvoltare personală și voiam să te întreb dacă tu citești cărți de dezvoltare personală sau ce ai citit. La un moment dat simțeam că sunt lucruri pe care nu le înțeleg și am descoperit o carte pe care a scris-o Larry King, celebrul prezentator. Mă interesa pentru că era o carte despre prezentarea în televiziune, lucram în acest domeniu și atunci cumva m-a ajutat să mă dezvolt personal în domeniu. Dar am descoperit apoi, iată, cum să învingi grijile și stresul. Eu ți-am adus niște cărți pe care ți le prezint. Dale Carnegie. Am și citit-o, o să o găsiți curând pe citește.ro. Din colecția Introspectiv de la Litera, da, asta, nu? Da, exact, acum tu le știi pe toate. Am citit cartea despre copii Osho și recunosc că în momentul în care s-a născut fetița mea am început să răsfoiesc această carte crezând că mă va învăța niște lucruri despre copilul foarte mic, dar te învață niște lucruri despre copilul din în creștere tine. Și copilul din tine, deci practic tu faci o introspecție în tine. Apoi am citit
citit Meditația și mai am încă una, Bucuria și fericirea, dar am zis să nu ți le aduc pe toate, că totuși erau cam grele. Am adus o masă plină de cărți. Dacă ai luat cărți precum Bucurie și fericire și tu crezi același lucru ca mine, că succesul de fapt este să fii fericit. Exact asta spune, pentru că trebuie să înveți să fii un observator al lucrurilor din jur și să faci în așa fel încât nu să mergi cu mulțimea și să te umpli de negativismul multora care asta încearcă să-ți pună negativismul lor în tine, ci să-ți găsești echilibrul, să găsești lucrul care te face pe tine stăpân pe ceea ce ai și care te bucură și te fericește. Și atunci eu sunt fericită cu ceea ce am și merg mai departe să-i fericesc și pe ceilalți. Așa cred și eu, că poți schimba de fapt doar prin puterea exemplului și nu încercând intruziv să introduci în viața cuiva și să impui ideile tale, mai ales că atunci când vorbim de obiceiuri formate de poate zeci de ani, este foarte greu să le schimbi și nu poți să te aștepți. Și în afară de aceasta, nu prea e dreptul nostru să judecăm în general. E foarte greu, spre exemplu, sunt grupuri mari de oameni care, chiar dacă știu că se duc greșit într-o direcție, se duc în acea direcție doar pentru că așa trebuie, că așa fac ceilalți. Și e foarte greșit această gândire, când fiecare își poate stăpâni și munca sa și stilul său și dacă știe ce are de făcut, atunci va putea să lase o amprentă pozitivă asupra celor din jur. Altfel, e în grup. Da, și eu cred că dacă nu ne accesăm la un moment dat în viața noastră acea parte din noi care este utilă și de folos altora, este posibil să nu avem un sentiment de împlinire mai mare decât aproape orice. Da. Eu mă bucur că, uite, putem să vorbim și despre cărți, putem să vorbim despre absolut orice și, din câte știu, tu ai un proiect cu editura Litera, ești un ambasador al cărții. Da, în toată această perioadă de pandemie, eu am pornit citind în fiecare seară povești copiilor. Acum e adevărat că stând în casă am zis, hai mama să mai răsfoim împreună o carte. Fetița mea e prea mare ca să-i mai citesc povești. Ne-am adus aminte de momentul în care îi citeam povești sau în care inventam povești cu lumina stinsă, asta îi plăceau cel mai mult. Și am zis, hai să, dacă nu o mai pot ajuta pe fetița mea, că nu mai are răbdare să-i citesc eu, își citește singură, se uită singură prin cărțile ei, hai să citesc pentru ceilalți, pentru că mi s-a părut foarte greu să fii o familie la bloc, în două sau trei camere, să nu poți ieși deloc, să ai un doi sau trei copii mici și să nu știi încotro să te împarți, plus că mai trebuie să ai și liniștea lucrului de acasă. Și atunci, în fiecare seară, de la 7:30 sau de la 8, mă așezam pe fotoliu și pe pagina mea de Facebook citeam povești copiilor. Marea mea mulțumire a fost că am primit sute de fotografii în care mi s-a spus, fetița mea a adormit sau băiatul a adormit cu o tabletă lângă, zice, mulțumesc, suntem liberi în seara asta. Și atunci a fost așa, marea mulțumire că acel gând s-a împlinit să adorm copilul seara. Și așa ai început acest proiect? Așa am început această colaborare. De fapt, am continuat colaborarea cu Litera, pentru că alături de Litera sunt de mai mulți ani. Am tot citit copiilor pe la școli. A fost un proiect foarte interesant. Ne-am întâlnit și în parcuri și la alte lansări de cărți. Dar tot în acea perioadă am început să îmi pun vocea pe diverse materiale educaționale care au ajuns pe CD-uri sau online pentru manuale și acum am devenit ambasador educațional pentru manualele Litera aprobate de Ministerul Educației pentru învățământul primar. Chiar le-am adus aici, sunt două în acest moment. Este un manual de dezvoltare personală care cuprinde foarte multe jocuri interesante și, bineînțeles, un manual de muzică. Aceste două manuale sunt create de autori cu o vastă experiență didactică și pun accentul pe interdisciplinaritate, aș spune, și pe încurajarea activităților elevilor, aptitudinilor, de fapt, să-i facem să își descopere aptitudinile și să meargă mai departe pe ele. Mă bucur foarte mult că am început cu acestea două. Cu siguranță vom merge mai departe și sper să fie multe alte manuale Litera atât de atractive cum sunt acestea. Au foarte multe fotografii, multe jocuri explicate, în așa fel încât să-ți placă să te uiți în carte. Nu știi cât mă bucur să vorbim atât de mult despre cărți și dacă tot vorbim despre cărți, o să am o întrebare pentru tine, dar înainte de aceasta, dragii mei, rubrica Bizaria.
Astăzi vorbim despre trei scriitori americani celebri care au scris o singură carte. În timp ce unii scriitori se chinuie cu inspirația și scriu toată viața zeci sau chiar sute de cărți, mai lungi sau mai scurte, unii scriitori scriu o singură carte, dau lovitura cu ea și trăiesc toată viața din vânzarea ei. V-am dezvăluit într-o ediție anterioară bizaria frânturi din viața scriitoarei americane Harper Lee. Aceasta a publicat un singur roman, Să ucizi o pasăre cântătoare, în engleză To Kill a Mockingbird, pentru care a primit și premiul Pulitzer în 1960. Cartea tratează teme ale inegalității sociale și inocenței copilăriei. Romanul a fost ecranizat în 1962, urmat de numeroase premii și nominalizări la Oscar și Globul de Aur. Deși s-a îmbogățit în urma cărții, scriitoarea a dus o viață foarte modestă, bându-și cafeaua la fast-food-uri și mergând cu mijloacele de transport în comun. Un alt exemplu este scriitorul american Arthur Golden și cartea sa Memoriile unei geișe. Romanul a fost tradus în peste 30 de limbi, urmat de o ecranizare în 2005, pentru care a primit 3 premii Oscar. Se pare că scriitorul s-a inspirat din viața personală a geișei pensionate Mineko Iwasaki, care a fost de acord să-i povestească despre viața ei, cu condiția ca numele ei să rămână anonim. Arthur Golden și-a încălcat cuvântul și a menționat-o în secțiunea de mulțumire a cărții, ceea ce a dus la o serie de reacții negative din partea geișei, dar și a publicului. Deși au convenit ulterior asupra unei sume de bani, geișa Iwasaki a decis să-și publice singură biografia, cartea ajungând și în România, deci o puteți cumpăra și le puteți compara. Romanul geișei se numește Adevărata viață de geișă. Desigur, Arthur Golden este un scriitor contemporan, tânăr și mai are timp să ne încânte cu cel puțin încă un roman. Cine nu a auzit de Scarlett O'Hara și Rhett Butler? Trecem astfel la scriitoarea și jurnalista Margaret Mitchell, cu singurul ei roman Pe aripile vântului, pentru care a primit și ea premiul Pulitzer pentru ficțiune, fiind propusă ulterior la premiul Nobel pentru literatură. Pe aripile vântului a fost ecranizat cu un succes răsunător în 1939 și a primit numeroase premii Academy Awards. Poate nu știați, dar romanul s-a numit inițial E și mâine o zi, Tomorrow is another day. Din păcate, scriitoarea Margaret Mitchell a murit într-un accident de mașină în plină glorie după succesul apariției romanului și filmului cu același nume. Dragă Monica, revin alături de tine și bineînțeles că te voi întreba dacă și tu o să scrii o carte. Mă bucur că am aflat aceste bizarerii și trebuie să-mi dai mai multe link-uri ale emisiunii tale, să le văd noaptea târziu când vin acasă. Nu m-am gândit să scriu o carte. În schimb, acum câțiva ani, când alergam să îi convinc pe oameni că nu omorârea animalelor de pe stradă este soluția, ci sterilizarea acestora. Oprim emisiunea, ești dama. Da? Da, mă bucur foarte mult. Și sterilizarea și adopția, acestea sunt, și bineînțeles responsabilitatea asupra acestor animale, a fost scoasă o carte de către o asociație, de către asociația GIA, cei care lucrau atunci pentru animale, cred că și acum există. Iubire se numește, și sunt foarte multe personalități care au pus aici câte o poveste despre animal sau despre ei sau despre ceva legat de animal. A fost un proiect destul de amplu. Sunt povești extraordinar de frumoase. Am citit multe dintre ele fetiței mele când era mică. S-a îndrăgostit de una în care animăluțele nu se opreau înainte de a merge la toaletă, de a face anumite zgomote, și era atât de încântată. Nu e povestea mea. Iar aici am scris povestea Fetița și ursică, pentru că este povestea mea cu cățelul. Am aflat pe la 7 ani, mergeam în clasa 1 la școală, și am aflat că bătrânul nostru cățel, ursică, are 18 ani, deci era un câine destul de înaintat în vârstă. Era câinele care l-a ajutat pe bunicul ani întregi cu oile, bunicul avea oi. Bunicul adoptiv, să zic așa, avea multe oi, și la un moment dat el mă vedea că mă jucam foarte mult cu animăluțele, îmbrăcam căței cu fustițe, îi cam chinuiam copii. Și la un moment dat îmi spune: tu să ai grijă cu ursică, pentru că el este mai bătrân decât tine, să-l respecti. La mine respectul însemna atunci: ai plecat de acasă, spui să rumâna mamaie, să rumâna tataie, să rumâna tata. Te întorci de la școală, spui să rumâna tata, să rumâna mamaie, să rumâna tataie, sau, bineînțeles, cine era acasă. Noi fiind crescute, toate trei fetele fiind crescute de bunica, în lipsa mamei, care s-a prăpădit mult mai devreme. Și atunci, pentru mine a fost: oh, e bătrân, trebuie să-l respect.
Și nu a mai existat o zi până când a murit ursică în care eu să nu... Aveam o mică potecă de urcam așa în curte și ieșeam. Iar el stătea acolo la intrarea în curte și spuneam să rămână ursică, să rămână ursică la venire, să rămână ursică la plecare. Nu conta ce spuneau ceilalți. Pentru mine a fost foarte important că trebuie să respect acest animal care este mult mai în vârstă decât mine și bineînțeles că mi-a povestit tataie că 18 ani înseamnă trebuie să-i mulțești cu 7 ca să afli cam cât ar fi vârsta lui în comparație cu vârsta unui om. Și am fost foarte așa, wow, are 80, 90 ceva de ani, ceva de nedescris pentru mine. Foarte frumos, da. Cu sărmâna ursică și sărmâna mă gândesc ursică. Că, într-adevăr, acest respect este mult mai extins, adică ar trebui să avem respect pentru noi înșine, pentru alții, pentru viața altora, pentru celelalte ființe, pentru planeta în care trăim. Respect pentru ideile altora nu înseamnă să le încalci libertatea și drepturile, ce se face o confuzie. Într-adevăr, cred că noțiunea de respect ar trebui puțin mai bine implementată în zilele noastre. Că... Da, și care ar trebui să rimeze și cu responsabilitate, pentru că, din nefericire, citesc mult copiilor, ți-am adus și câteva exemple, uite, iată, o altă carte frumoasă, Litera, copiii au puterea. Este vorba despre tineri, copii, pe care îi cunoaștem cumva la nivel mondial, care au schimbat lumea prin ideile lor, prin forța lor, prin dorința lor și care chiar au însemnat mari transformări în societatea noastră de multe ori. Ideea de a responsabiliza copiii, cred că mi se pare cea mai importantă, pentru că cred că după Revoluție cei mai mulți dintre noi au făcut greșeala de a oferi copiilor tot ceea ce nouă ne-a lipsit. Copiii au primit totul de-a gata și nu mai înțeleg respectul. Uite, încă un exemplu, în jurul Teatrului Național, sunt actriță la Teatrul Național și mă interesează ca totul să fie curat și frumos și oamenii să vină într-un lăcaș sacru și să plângă, să râdă odată cu noi, să își descopere sentimentele. În jurul Teatrului Național se strâng foarte mulți copii, fie din grupul cu kendama, fie din grupurile cu skatere, cu role, pentru că e un spațiu public destul de ofertant. Acum mă simt eu de vârsta lui ursică, nu știu ce este kendama. Chestia aia e o jucărie, cred că Cerebel a promovat-o foarte tare, în care ai o bilă pe care trebuie să o prinzi într-o gaură cu un... okay. Și sunt mari specialiști copiii, da? Aceia, fac răsuciri, fac... e ceva teribil. Dar sunt mai mari? Sunt copii, să zicem, cu vârste cuprinse între 12, 16, 18, 19 ani, copii mai mari, sunt și preadolescenți, și adolescenți, și tineri, dar care, bineînțeles că își cumpără un cola, își cumpără un suc, unii s-au apucat și de fumat, mănâncă semințe și fac o mizerie de nedescris în urma lor. Nu sunt atenți, varsă cola, care evident face o băltoacă mare și lipicioasă. Înghețata, dacă mănâncă înghețata, și aruncă ambalajele. Cu toate că gunoiul este la 2 metri de ei, uită că până acolo ar trebui să facă 3 pași și să-și arunce ambalajul. Fumează și aruncă pe jos chiștoacele sau mănâncă semințe și aruncă direct pe jos. Mă deranjează că acești tineri nu mai au responsabilitatea de a face măcar curat în urma lor. În urma lor. Nu le cere nimeni să facă în plus, dar să nu lase amprente atât de murdare când trec pe acolo. Nu interesează, pentru că iarăși sunt în grupuri, grupul contează, noi suntem gălăgioși, suntem în haită, facem ce vrem. Când sunt singuri și ei separat, nici măcar nu știu să-și găsească cuvintele, pentru că nu mai citesc logic un rând dintr-o carte, ci primesc repede informațiile pe telefon. Cei mai mulți dintre ei își iau informațiile de pe telefon. Chiar am vorbit și în emisiunile precedente că am trecut așa foarte rapid de la o educație foarte spartană pe care am avut-o noi, da, la o educație mult prea libertină și ar cam fi cazul să începem să ne regrupăm și să ne echilibrăm în ideile noastre, pentru că, într-adevăr, unele lucruri sunt cam scăpate de sub control. Tu predai și niște cursuri de actorie, dar nu numai, pentru copiii la Dallas. Da.
La Dallas am început acum... La sala Dallas. Îmi vine să spun acum 2 ani, dar având în vedere că am avut un an de pauză, sunt totuși 3 ani. Așa. Da, la sala Dallas mi s-a oferit ocazia acolo să pot să mă întâlnesc cu copiii. Am avut o perioadă mare și acum avem 2 grupuri separate, copii mai mici, copii mai mari. Încercăm să facem dezvoltare personală. Știi cum e? În scenă găsești o felie de viață pe care cineva o disecă într-o anumită direcție și tu înțelegi ceva din acel lucru. Cu copiii noștri încerc să fac același lucru, să-i fac să înțeleagă exact un anumit fenomen, îi ajut să facă exerciții de vorbire și să-și dezvolte vorbirea, pentru că cei mai mulți vorbesc aici nu mai înțelegi nimic. Îi ajut să scoată vocalele cu toată gura, cum ar veni. Încercăm să direcționăm sunetul în așa fel încât fiecare, dacă se adresează unui grup mai mare, să știe că se adresează persoanei la care se uită. Îi ajut să vorbească pe rând, pentru că toți copiii ori suferă de o lipsă de atenție, ori e o chestie generală, asta nu am înțeles, toți copiii vor să răspundă în locul altora. Dacă îl întreb ceva pe el, se blochează, nu știe. Dar dacă îl întreb ceva pe celălalt, a, știu eu că sunt verișorul sau că suntem colegi la școală sau că spun eu sau că vorbește fiecare în numele altuia. Aici e o luptă destul de mare și încerc să-i fac să vorbească pe fiecare la momentul potrivit, la rândul potrivit și să răspundă exact la ceea ce are el de răspuns. Adică să facă puțin o introspecție în ei, să se adune, să se cunoască, să se descopere. În anumite țări mai nordice, așa, dacă vorbești peste cineva, este considerat extrem de nepoliticos. La noi se mai acceptă țările cu cât se apropie mai degrabă spre Mediterana, Balcani, e mai ok, dar mai sus, dacă ne ducem și ai întrerupt un suedez, un olandez, este destul de nepoliticos da. Face acest lucru. Da, și ești chiar taxat pentru. Și ești chiar taxat, da. Tu cum ai început să citești? Care au fost începuturile sau primele cărți ale copilăriei tale de care ți amintești? Evident că toți copiii voiam și eu să mă uit la televizor și aveam porția de televizor 10 minute de la 7 fără 10 până la 7 sau 8 fără 10 până la 8, ceva de genul ăsta, Mihaela, singurele desene zilnice. Mai exista o oră sâmbăta sau duminica la albumul duminical. Și cam asta era prezența noastră în fața televizorului și abia așteptam. Numai că acolo descopeream că sunt mai multe lucruri pe care le poți descoperi. Și unde să le descoperi dacă nu în cărți? N-am avut acces la prea multe cărți, că eu am locuit la sat și n-aveam o bibliotecă de unde să mă pot duce să iau. Am descoperit biblioteca școlii mai târziu în generală. Dar tata a avut grijă să ne aducă din când în când câte o carte. Prima carte pe care am citit-o copil fiind se numea Milena și Crina. Cred că am citit acea cărticică de nenumărate ori și eu și surorile mele. Era vorba despre două fetițe, Milena care descoperă viața de la țară, o fetiță de 5-6 ani și care este foarte lovită în suflet când vede că mătușa sau bunica, nu mai știu exact, taie o găină, o jumulește și o pune în cratiță, pentru că până atunci carnea era ambalată într-o pungă și se făcea un copănel și a fost foarte lovită de faptul că această găină a fost omorâtă ca ea să o poată mânca. M-a impactat acel sentiment al fetiței. Și cealaltă era o fetiță, Crina, care avea 2 părinți actori și care a fost foarte încântată că într-una dintre seri a plecat de acasă cu tatăl și cu mama sa și a fost adusă pe brațe de Făt Frumos. Tatăl s-a jucat Făt Frumos într-un spectacol de copii. Iată, am rămas cu acele povești în minte și cred că n-aveam mai mult de 7 sau 8 ani când le-am citit. După care, cartea care m-a lovit și pe care n-am mai găsit-o într-o nouă ediție, am reușit să-i fac o copie, că am găsit-o la o bibliotecă după aceea, mulți ani mai târziu, este Tata, de Tudora Petcuț Bondoc. Tot așa, nu știu de ce m-a lovit pe mine, poate pentru că eram un copil crescut doar de tata, cu toate că fetița despre care se vorbea era o fetiță care avea și mamă și tată, o fetiță cam de vârsta mea, 9-10 ani, și care evident trăia la sat. Toate poveștile Măricăi erau povești pe care eu le vedeam în sat.
nunta morții, Paștele, spălatul picioarelor. Bineînțeles că a fost adus și contextul social și problemele părinților cu guvernarea și răscoala și părinții bătuți și, mă rog, mai multe lucruri. Dar faptul că eu eram Mărica și că îmi băgam ouăle în sân și că dădeam cioc cu ele în același timp cu ea, nu știu, a fost o chestie că eram eu personajul din carte. Apoi mai târziu, cred că prin clasa a 6-a, a 7-a, am descoperit cărțile de capă și spadă și nu le-am mai lăsat până când n-am terminat cam tot ce era la modă atunci. Da. Și bineînțeles toate cărțile cu Vinetu, Old Shatterhand, Old Surehand, toate cărțile cu aventurile indiene. Deci Alexandre Dumas, Zevaco erau ai tăi. Da, da. Foarte frumos. Într-adevăr mi-au plăcut și mie foarte mult. Într-adevăr nu aveam nici atât de multe opțiuni cum avem în zilele noastre. Da, într-adevăr. Nu știu de spălatul picioarelor? Da, în Joia Mare se spală picioarele. Înainte de Paște, așa cum Iisus a spălat picioarele apostolilor săi, așa și noi, sau mă rog, în anumite zone la sat, se spală picioarele. Nu era acest obicei la noi. Noi aflam de el, de la biserică, din când mergeam în Joia Mare la Denie și se citeau evangheliile. Dar m-a impactat pentru că în zona de unde era Mărica, nu mai știu acum zona, o să recitesc și o să spun data viitoare. Copiii mergeau din casă în casă, femeile, precum Iisus, spălau picioarele copiilor și apoi le ungeau cu ce aveau ele mai bun, respectiv grăsime. Și bineînțeles că copiii în perioada Paștelui nu mai purtau de mult încălțări, la sat nu se purtau încălțări, mai mergeai și desculți, plecau de la casa asta până la casa cealaltă desculți, numai că praful se punea mult mai bine pe uleiul, untura. Sper că nu era undă. Da. Și următoarea casă trebuia să spele tot noroiul ăla de fapt care se făcea și tot așa, și zice, și oricum, oricât ne spălau de mult, și bineînțeles copiii primeau după spălatul respectiv o bucățică de cozonac, un ou, ceva, primeau ceva și erau foarte încântați că plecau acasă cu brațele pline de bunătăți, dar când ajungeau acasă erau luați la rost de mama care spunea, duceți-vă și spălați-vă pe picioare, nu vă urcați așa în pat, dar toată ziua ne-au spălat toți pe picioare și într-adevăr ei aveau cizme de noroi practic. Monica, spune-mi, te rog, cum este să joci într-o piesă care se numește Divorțul Anului cu soțul tău, Aurelian Temișan, având în vedere că voi aveți un mariaj lung și fericit? Poate îmi spui despre acest sentiment. Să știi că am luat-o ca pe o poveste. Ovidiu Cuncea, colegul meu de la Teatrul Național, a venit la mine și mi-a propus această piesă, pe care el a primit-o în dar de la Ion Lucian, fiind o adaptare a unui film, o adaptare a adaptării am făcut și noi acum. Și cumva l-am adus în zilele noastre, ale societății noastre, am scos anumite cântece, am băgat altceva, pentru că era o piesă muzicală. Și am scos în față o cutumă cât din ce în ce mai des întâlnită, libertatea asta pe care șoiau cuplurile la o anumită vârstă din dorința de a aduce ceva nou. Dar de cele mai multe ori lucrurile nu se termină bine, pentru că în momentul în care s-a terminat o relație și nu o mai poți întreține și nu te mai poți uita în ochii celuilalt, e clar că trebuie să pui un punct sau să iei o decizie, să fie să rămâi în acea relație cu o anumită tristețe sau să te mulțumești cu ceea ce ai acolo, fie să, nu știu, te duci într-o altă relație sau să termini. Cel mai interesant este că propunerea pe care o face soțul meu este Ovidiu Cuncea în această piesă, aceea de a experimenta libertatea conjugală și fiecare cumva să încerce să-și găsească un alt partener, dar să rămână împreună, se termină prost, pentru că ea, care nu poate să facă acest lucru, până la urmă împinsă de soțul său, găsește pe cineva care
cu care poate vorbi și după ce vede că are mai multe lucruri în comun cu acea persoană, evident că vrea să se despartă de ea. Și atunci, știi cum e, tu rămâi aici, eu mă duc cu alte fete și când vin te găsesc acasă, dar când tu ai plecat cu alți bărbați, nu mai vreau eu să divorțez. Și atunci e o chestie, bineînțeles că totul este tratat în stil comic, în așa fel încât persoanele care vin la teatru să recunoască cel puțin o situație de viață despre care au auzit, au citit sau poate chiar au trăit-o. Care sunt secretele unei căsnicii îndelungate, din punctul tău de vedere? O să fac o mică observație. Mie mi se pare că adevăratul dușman al relațiilor lungi este plictiseala. Da. Poate interveni această plictiseală. N-aș putea spune că am un secret. Timpul trece foarte repede. Cred că ăsta e secretul. Nu știu când au trecut 26 de ani de când suntem împreună, efectiv împreună, adică ne-am mutat împreună și am rămas împreună. Ați sărbătorit o nuntă de faceți de fiecare dată? Da și nu. Acum câteva zile, pe 3 iunie, am sărbătorit 15 ani de la cununia religioasă, pentru că noi ne-am căsătorit 11 ani mai târziu, după ce am avut o relație de 11 ani în care ne-am și mutat împreună, ne-am făcut apartamentul, ne-am luat animăluțele, am trecut prin bune și prin rele, am fost împreună și la evenimente fericite ale familiei și la evenimente mai puțin fericite. Ne-am căsătorit la 11 ani după și, evident, am lucrat împreună. Ideea este că noi ne-am întâlnit într-un spectacol. Faptul că avem încredere unul în celălalt, ca artiști în scenă, e foarte important să ai încredere în cel cu care ești în scenă ca să poți să prinzi aripi. Cred că ne-a făcut să dezvoltăm această încredere și la nivel de cuplu. Și dacă soțul meu nu doarme acasă, știu sigur că s-a dus unde îmi spune că s-a dus și că nu trebuie să am vreo gelozie sau ceva. Ori încrederea asta s-a arătat și prin fidelitatea unuia față de celălalt și prin respect și prin faptul că ne ajutăm reciproc, că ne criticăm. Asta e cel mai greu de suportat. Critica din partea soțului sau a soției este cea mai neplăcută și de aici se nasc îngrozitor de multe discuții. Dar le-am trecut cu brio, pentru că am zis, măi, dacă mă critică un om în care eu am încredere, e clar că ceva greșesc eu. Nimănui nu-i place să spună, tu ai greșit. Fiecare are orgoliu, fiecare are ego-ul cât mai mare. Dar lăsând garda jos, mi-am zis, atâta vreme cât omul de lângă mine în care am încredere îmi spune ce am greșit, eu nu pot decât să mă perfecționez gândindu-mă mai bine și încercând să repar ceea ce este greșit. Vorbesc în termeni largi. Este foarte interesant ce ai punctat tu, într-adevăr, încredere. Ai vorbit despre această încredere care are forța de a lega. Mă gândesc totuși că v-a legat și faptul că aveți o activitate comună, o profesie comună și atunci aveți automat niște lucruri în comun de la care ați pornit. Poate era puțin mai diferit dacă el era, nu știu, ceva care n-are nicio legătură cu tine, ție, tu iubind animalele, nu știu, să aibă o măcelărie, ceva, orice. Și atunci ar fi pornit de pe cu totul alt făgaș. Da, foarte mulți oameni sunt mai degrabă experți la a distruge o relație decât a construi una. Da. Și tocmai pentru ce ai subliniat tu, că încrederea aceasta și încrederea și respectul nu prea se pretind, ele se câștigă în timp. Da. Cred că am primit un sfat foarte interesant la nuntă. Acum, pentru că vă aparțineți unul celuilalt și în documentele semnate, că vrei, nu vrei, semnezi un contract la cununia civilă, trebuie să nu aveți nicio pretenție unul de la celălalt. Cu cât aveți pretenții mai puține, cu atât veți fi mai fericiți, ceea ce este foarte adevărat. Eu n-am pretenția ca de ziua mea el să vină cu un cadou, dar cu siguranță pe parcursul anului găsește alte zile, pentru că poate nu găsești cadoul potrivit în ziua respectivă sau înainte de ziua respectivă, te iei cu alte lucruri, faci o groază de alte chestii și n-am pretenția asta, nici el n-are această pretenție. Pe când alții au pretenția, n-ai venit la mine cu un buchet de flori de ziua mea? Și începe scandalul. Și repetat și un an întreg, adică până la următoarea... Și repetat un an întreg până la... Ai uitat ziua noastră de căsătorie, nemernicule! Mai întâmplă chestia. Deci la încredere și respect adăugăm și toleranță și flexibilitate. Și toleranță, da, și să știi că mai e o chestie foarte importantă. Oamenii au nevoie de tăcerile lor.
Dacă tu nu respecti tăcerea celuilalt, crede-mă, nu ajungi nicăieri. Dacă eu sunt închisă în mine și n-am chef să vorbesc despre anumite lucruri care m-au deranjat, care mi-au făcut rău, poate în profesie, poate am venit cu... Noi căutăm foarte mult un personaj. De foarte multe ori se întâmplă să mergi așa ca și când dai cu capul în perete. Și nu găsești calea și te chinui și cauți și ești nervos și ești supra-solicitat și n-ai chef să speli vasele în ziua respectivă sau n-ai chef să faci de mâncare. Sau... Găsim alte soluții și el vede când sunt și atunci mă lasă în pace și eu văd când el are alte căutări și îl las în pace. E foarte adevărat că el fiind cântăreț în primul rând și se descurcă foarte bine aici și face lucrurile atât de lejer și cu plăcere, că îl ajută vocea, talentul, exercițiul, nu știu ce să zic. El, spre exemplu, se uită la mine că repet de nenumărate ori, am cel puțin 3 luni de căutări la un spectacol ca să-l scot la rampă. Dar apoi a început să-i placă, odată ce am făcut împreună Chicago, în care noi am lucrat împreună, în sensul că el cânta, e ok, partiturile de cântat la degetul mic. Dar între partiturile de cântat erau scenele de text, la care nu voiam să fie sub nivelul celorlalți actori. Și atunci am lucrat foarte mult împreună și chiar m-am bucurat când că el a intrat cumva peste o vară după ce noi jucasem spectacolul un an, când Ștefan a început să aibă, Ștefan Bănică, care și el a fost în Chicago, a început să aibă săptămână de săptămână, chiar atunci când jucam Chicago, când era programat Chicago, avea emisiunea de la ProTV pe care o prezenta. Și atunci a intrat Aurelian și am lucrat noi împreună și bineînțeles că în doar 3 repetiții a început să prindă gustul repetițiilor. Și am jucat în mai multe piese împreună, iar acum avem propria noastră companie. El fiind artist liber profesionist, am făcut o firmă, o societate, o mică companie de teatru și avem cele două piese pe care le jucăm. Piesa Divorțul Anului, în care pe el îl găsim mult cântând, pentru că profesorul de care eu mă îndrăgostesc este de fapt un cântăreț. Și piesa Eu te cred, dar tu mă minți, Divorțul Anului a avut loc pe 7 iunie la Teatrul Național, iar Eu te cred, dar tu mă minți, 14 iunie la Teatrul Național. Chiar te invit să vii să le vezi. Cu mare drag. Când vor mai fi. Și apropo de 14 iunie, trebuie să-ți spun că editura Litera a zis vreau să sprijin teatru independent și fiecărui cuplu care vine la teatru și cumpără 2 bilete, îi se dăruiește din partea editurii Litera o carte, Pacienta Mută. Foarte carte frumos, care mi-a plăcut foarte mult. Da, ce a scris-o de Alex Michael Lidis. Da, da. E un thriller roman interesant, am înțeles roman. Că da, ți-a plăcut mult. Să știi că e un thriller interesant la care eu m-am surprins asupra reacției mele. Am citit cartea, o citești cam în 2 zile, pentru că nu o poți lăsa din mână, adică, măi, dar ce-a vrut să facă asta? Ce-a vrut să zic aia? De ce, de ce, de ce, de ce? Îți pui întrebări și vrei să le afli, dai pagină după pagină să afli răspunsul. Și la sfârșit, pentru că e un thriller, evident, în orice thriller afli la sfârșit cine este criminalul, la sfârșit, când vezi cum a fost construit și cum sunt lumile acelea care ție ți-au fost descrise ca una singură, am zis, am lăsat-o, am zis o vorbă urâtă, am zis, nu pot să cred. Zic, nu mai citesc, mai aveam, cred că 20-30 de pagini până la final și am zis, nu pot să mai citesc finalul, nu pot să cred că eu nu mi-am dat seama despre cine este criminalul când totul a fost aici, în fața mea. Deci atât de bine este scris. Nici eu nu mi-am dat seama. Dacă te simți mai bine, nici eu nu mi-am dat seama. Da, vai, Alex... Și am fost atât de supărată. Am zis, nu pot să cred chestia asta. Și apoi am lăsat-o câteva ore și am luat-o ca să o termin. Cred că a fost ușor pentru că Alex Michaelides este și scenarist și știa să provoace niște lovituri în torsături. Și cartea a fost luată Pacienta tăcută, de Brad Pitt. Da. M-am bucurat. Bine, am înțeles de foarte multe ori, nu știam, e o practică, se cumpără drepturile de film, dar nu neapărat se fac și film. Da, da.
Deci, pentru că nu se găsesc probabil susținătorii, producătorii, băbanii, sponsorii și așa mai departe, dar cartea este cumpărată pentru că e o carte bună și dacă nu și-are acum, în 2-3 ani de la apariție, nu și-are destinul să fie pus într-un film, cu siguranță peste câțiva ani mai târziu va găsi o cale. Am mai găsit o carte la fel de frumoasă despre fata din Mlaștină. Acolo unde... Băi, nu mai știu cum se numește cartea. Cântărace? Nu. Nu mai știu cum se numește cartea. Nu-i nimic, să știi că... Dar este despre o fată și tot așa au fost drepturile cumpărate și nu m-am gândit decât la ce actriță din America o să joace acest personaj, pentru că e foarte interesant, foarte sălbatic, așa frumos. Dragă Monica, nu știu cum au trecut minutele emisiunii noastre. Îți mulțumesc că ai venit și pentru prezența ta încântătoare. Mulțumesc. Au trecut deja minutele? Au trecut. E incredibil, dar au trecut. Vezi tu, atunci când vorbim despre pasiuni comune, pur și simplu timpul zboară. Dragii mei, nu uitați de site-ul A7TV, să vă uitați acolo, să vedeți articole, informații, tot felul de știri despre vedetele A7TV. Iar noi ne revedem cam fiecare duminică de la ora 17, iar până atunci, lecturi savuroase!